Bine ați venit la prima ediție a Galei Performanței în Educația Târgovișteană. Este așadar un eveniment în premieră, un eveniment pe care dorim să-l perpetuăm și să ajungem la cât mai multe ediții. Înainte de toate, aș dori să vă mulțumesc. Aș dori să vă mulțumesc dumneavoastră, deopotrivă elevi, cadre didactice, părinți, pentru efortul deosebit pe care îl faceți și pentru că ne faceți mândri că suntem târgovișteni. Este o sărbătoare a Târgoviștei, este o sărbătoare a excelenței, este o sărbătoare a performanței. În toamna acestui an, la nivelul municipiului Târgoviște, urmează să fie implementat un proiect, un program de management al învățământului. Este un proiect care oferă inclusiv aplicația de catalog electronic, dar oferă mult, mult mai multe aplicații. Asta înseamnă că fiecare unitate de învățământ din municipiul Târgoviște urmează să beneficieze la nivelul fiecărei clase de o tabletă în care fiecare profesor va menționa chestiunile importante, note, absențe și așa mai departe. Iar acestea în timp real vor fi transmise părinților, astfel încât să avem un învățământ care și din acest punct de vedere să fie performant, administrația publică locală să vină și să ajute școala și pe această cale. Repet, programul va fi implementat din toamnă. Este un program gratuit. Știu că există câteva aplicații în momentul de față în derulare în municipiul Târgoviște la câteva unități de învățământ, însă de data aceasta primăria oferă o aplicație foarte complexă, foarte utilă. Suntem, cred că, al doilea oraș din România unde se implementează această aplicație. Știu că în momentul de față se mai lucrează la implementarea aplicației la Giurgiu, unde deja funcționează, și la Constanța. Și eu cred că este un lucru foarte bun care va îmbunătăți în mod semnificativ interacțiunea dintre cadre didactice, conducerea școlilor, elevi, părinți, inspectorat școlar, administrație publică locală. Acum aș dori să dau cuvântul domnului inspector general, profesor Sorin Ioan, să ne spună câteva cuvinte. Mulțumesc! Vă mulțumesc! Bună seara din nou! Și vreau înainte de toate să-i felicit pe elevi. Nu vă văd prea bine că îmi bate lumina în ochi, dar știu că sunteți acolo și suntem mândri de performanțele pe care anul acesta le-ați avut și ați făcut ca în toată țara numele județului Dâmbovița să fie privit cu respect. Vă mulțumesc pentru asta. Vă mulțumesc în egală măsură colegilor noștri, domnii și doamnele profesori, și nu în ultimul rând, evident, părinților. De la dumneavoastră, ADN-ul vă datorează în egală măsură mulțumiri și ele. Într-o lume în care ne hrănim parcă din lucruri rele, iată o inițiativă demnă de laudă, pentru care mulțumesc primăriei și Consiliului Local Municipal Târgoviște și, așa cum spunea și domnul primar, să fie prima dintr-un lung șir de festivități de acest gen. Și ceea ce îmi doresc este ca în anii viitori atât de mulți copii talentați și victorioși să aibă Târgoviștea, încât să fie nevoie de o sală mult mai mare pentru a-i cuprinde la aceste festivități de premiere. Dacă la un moment dat ajungem să facem asta pe un stadion, cu atât mai bine. Vă felicit încă o dată. Un alt moment deosebit al acestei părți introductive a festivității noastre, corul Macarie Ieromonahul al Seminarului Teologic din Târgoviște, dirijor Florinel Ciprian Cazacu, fiind și unul din laureații Olimpiadei Naționale. Avem o
singur noi românii. Suntem în ea, suntem în ea stăpâni. Sus inima, sus inima, sus inima români. Sus inima, sus inima, sus inima români. Sus inima români. Și înainte de a trece la următorul moment al programului nostru, vă rog să-mi permiteți să ofer diplome de excelență și medalii copiilor pe care tocmai i-am văzut, repet, Școala de Balet Daniela Rotari, pentru rezultatele deosebite obținute în cadrul concursurilor naționale și internaționale de balet și dans contemporan. Daniel Andrei Neagu. Cezara Andreea Zamă. Maria Dan. Teodora Gabriela Petre. Daria Maria Tănase. Miruna Ioana Ciuciuc. Și Sara Maria Dima. Încă o dată felicitări, vă mulțumim foarte mult! Felicitări! O invităm alături de noi pe doamna profesor Rădulescu Carmen. Felicitări încă o dată! Felicitări, doamne! De asemenea, la disciplina istorie, premiul întâi, Prebeanu Vlad Cristian, Colegiul Național Nechița Băcărescu, Târgu Oviște, doamna profesor Orfanu Maria Mihaela. Disciplina geografie. Premiul întâi. Petre Angelo Andi. Colegiul Național Enechiță Băcărescu Târgu Oviște. Îl invităm alături de noi și pe domnul profesor Stancu Valentin Irinean. Disciplina arhitectură. Premiul întâi. Olteanu Andrei Sorin, Liceul de Arte Bălașa, doamna Târgu Oviște. Felicitări! O invităm alături de noi și pe doamna profesor Radu Daniela. Mulțumim! Disciplina matematică. Așa zic și eu. Premiul întâi.
Cuculea Andra Cristina, Colegiul Național Enechita Bătărescu Târgoviște. O invităm alături de noi și pe doamna profesor Ierculescu Laura Maria. Felicitări încă o dată, vă mulțumim! Disciplina robotică, trofeu internațional robotor, Senea Mihai Cătălin, profesor Riza Haralambie. Elevii reprezintă liceele Voievodul Mircea, Colegiul Național Constantin Carabela, Colegiul Național Enechiță Văcărescu. Felicitări! Disciplina Canto Popular, premiul al doilea, Enache Petru Rareș, Liceul de Arte Bălașa doamna Târgoviște, doamna profesor Tufeanu Maria. Disciplina Arhitectură, premiul al doilea, Enescu Diana Gabriela, Liceul de Arte Bălașa doamna Târgoviște, doamna profesor Radu Daniela. Felicitări! Premiul al doilea, disciplina Limba Engleză, Bobaru Alexia Andreea, Colegiul Național Enechiță Văcărescu Târgoviște. O invităm alături de noi și pe doamna profesor Marcu Popescu Mădălina. Felicitări! Mulțumim! Felicitări, doamna profesor! Premiul al treilea, disciplina Made for Europe, Dumitru Alexandra Iuliana, Colegiul Național Constantin Cantacuzino Târgoviște. Doamna profesor Mare Silvia. Premiul al treilea, disciplina Proiectare Ambientală, Olteanu Ștefan, Liceul de Arte Bălașa doamna Târgoviște. Premiul al treilea, Rânca Elena Adriana, Colegiul Național Enechiță Văcărescu Târgoviște. Doamna profesor Marin Mirela. Felicitări, domnișoară. Tot matematică, premiul al treilea, Mertic Ioana Nicoleta Iulisa, Colegiul Național Constantin Cantacuzino Târgoviște,
doamna profesor Mortiș Mirela. Rămâne la limbi străine, disciplina chimie, premiul 3, Iolu Claudia, Colegiul Economic Ion Ghica, Târgoviște, domnul profesor Radu Daniel. Felicitări! Mulțumim foarte mult! Concursul Infometrix, medalie de argint, elevii Ciobanu Laurențiu Petruț, Ghița Andra Elena, de la Colegiul Național Constantin Carapela Târgoviște, profesor Riza Monica Elena. Felicitări! Mulțumim, mulțumim! Premiul al treilea, disciplina geografie, Tera, Cotovelea Iulia Ioana, de la Școala Gimnazială Ioan Alexandru Plătescu Voinești, Târgoviște, doamna profesor Găteș Mihaela. Felicitări! De asemenea, disciplina geografie Tera, premiul al doilea, Mușat George Rareș, Școala Gimnazială Coresi, Târgoviște, doamna profesor Bacălungă Carmen Monica. Disciplina geografie Tera, premiul al doilea, Mătușa David Andrei, Școala Gimnazială Vasile Cârlova, Târgoviște. Doamna profesor Costache Tatiana. De asemenea, disciplina geografie Tera, premiul al treilea, Căpitănescu Antonio Daniel, Școala Gimnazială Vasile Cârlova, Târgoviște. Profesor Costache Tatiana. Mulțumim, felicitări, succes pe mai departe! Secțiunea coruri, disciplina muzică, premiul întâi,
corul Macarie Remonahul de la Seminarul Teologic Ortodox Sfântul Ioan Gură de Aur. Ne-ați încântat și în această seară. Felicitări și domnului director, Bogdan Hrestic, corul Cantabile, de la Liceul de Arte Bădașa Doamnă. Premiul al doilea, elevii, Dinescu Maria Alexandra, Enache Petru Rareș, Georgescu Ana Maria, Lobodan Mihai Leonard, Mihaescu Elena Raluca, Mitac Mihaela Beatriz, Negulescu Ioana Lorena, Radu Ana, Radu Robert Ștefan, Simeon Cristiana Tatiana, Stanciu Elena Claudia, Șerban Bianca Pauta. Premiul al doilea, Ilia Ana Maria, de la Liceul Tehnologic Constantin Brâncoveanu, Târgoviște, profesor Cristea Dumitru. Premiul al doilea, Liceul Teoretic Petru cel Cel Târgoviște, profesor Baicu Ioan Adrian. Premiul al treilea, disciplina volei, de la Colegiul Național Constantin Carabela, Târgoviște, profesor Ivașcu Daniela. Disciplina judo. Premiul întâi, Radu Andrei Viorel, Moise Ingrid Erica, Liceul Voievodul Mircea Târgoviște, antrenor Mușa Romel. Premiul al doilea, Coman Antoniu Ionuț, antrenor Cornel Cornu. Domnul Cornel Cornea, care este o fabrică de campioni. Basket Under 18, premiul întâi, antrenor profesor Cătălin Tănase. Premiul al doilea, disciplina Basket Under 16, profesor Trandafirescu Gabriela. Thank you.
prima ediție a Galei Performanței în Educația Târgovișteană. În această seară am văzut tot ce are Târgoviștea mai de preț. Vă mulțumesc și să ne vedem sănătoși la anul.